Înainte să începem videoclipul de astăzi, intră pe Stickered, pagina mea de Instagram, de unde poți comanda stickere personalizate cu doar 2 lei, sunt rezistente la apă și dacă comanzi peste 30, livrarea este gratuită, ai linkul în descriere. Anul ăsta a fost plin de suișuri și coborâșuri. Am intrat la facultatea la care am vrut eu, la buget, cu notă mare, mi-am cumpărat mașina pe care mi-am dorit-o de mult timp și am continuat să postez videoclipuri pe YouTube. Dar s-au întâmplat și chestii rele și dacă mă urmărești, știi deja. Mereu am spus că este greu să fii adolescent, ăsta este și unul dintre motivele pentru care am creat acest canal de YouTube, pentru a-mi spune experiențele în speranța că voi ajuta pe cineva. Mai ales că nu am frați sau surori, voi sunteți singurii mei frați. Și probabil aveți impresia că nimeni nu vă înțelege, nici măcar proprii voștri părinți, dar eu vă înțeleg. De aceea cred că este de datoria mea să vă țin motivați ca să deveniți cea mai bună versiune a voastră. Așa că astăzi vom vorbi despre 8 lucruri care îți distrug motivația ca adolescent și cum să le eviți. Hai să vedem despre ce e vorba. Primul lucru care îți omoară motivația este perfecționismul. Nimic din ce faci tu sau alți oameni nu e perfect, așa că nu-ți pierde timpul să găsești o formulă magică care să-ți rezolve toate problemele. Pur și simplu apucă-te și fă lucrurile pe care le ai de făcut. Unele s-ar putea să nu-ți iasă atât de bine pe cât ți-ai fi dorit, dar este mult mai bună varianta asta decât să nu le faci deloc. În loc să cauți perfecțiunea, mai bine întreabă-te ce poți să îmbunătățești. Eu, de exemplu, mă uit în fiecare zi prin cameră și văd că niște lucruri nu sunt la locul lor. Văd că nu sunt vasele spălate, sunt în chiuvetă, văd că sunt niște haine murdare, așa că acționez. De aceea trebuie să începi cu lucrurile cele mai mici, cele care sunt relativ ușor de făcut și abia apoi să abordezi pe cele mai grele. Ai făcut ceva productiv în ziua aceea, chiar dacă ți se pare că e nesemnificativ, îți va da motivație să abordezi din nou chestiile mai grele. Al doilea lucru care îți omoară motivația este telefonul. Asta pentru că te distrage și la finalul zilei te trezești că n-ai făcut nimic din ce trebuia să faci pentru că ai stat pe telefon. Ce fac eu este să-mi opresc notificările și să-l duc în altă cameră atunci când am ceva important de făcut. De asemenea, există o aplicație numită Stay Free care îți spune cât timp ai petrecut pe telefon și pe ce aplicații ai intrat în ultimele 7 zile. Este foarte folositoare dacă vrei să îți gestionezi mai bine timpul petrecut pe telefon. Al treilea lucru care îți distruge motivația este comparația cu alții. O comparație care nu e deloc corectă și duce la invidie, un alt motiv să nu mai intri atât de des pe Instagram. Oamenii sunt diferiți și tu nu ai același set de calități cu cel cu care te compari. Și nu te afli în același punct din viață. Tu, dacă ai 20 de ani, n-ai cum să te compari cu cineva care are 40 și deja a trecut prin o grămadă de chestii. În schimb, o comparație mai corectă este să te compari pe tine cel de azi cu cel de acum un an. Și astfel poți să vezi cât de mult ai progresat de atunci până acum. În loc să te compari cu alții, mai bine te-ai putea inspira de la ei. Eu, de exemplu, am un playlist unde pun toate videoclipurile motivaționale care m-au ajutat atunci când mă simțeam nasol. Și de fiecare dată când mă simt prost, mă uit la ele. Și mă ajută pentru că motivația nu e un lucru constant, e o luptă continuă. În unele zile te simți mai prost și în altele mai bine. Al patrulea lucru care îți distruge motivația ca adolescent este nerăbdarea. Vrei totul pe tavă chiar acum. Însă hai să spun ceva, cam tot ce am realizat eu important până acum nu a venit la momentul la care mi-am dorit eu. A trebuit să aștept, să muncesc și să fac sacrificii, iar toate au venit la momentul potrivit, când a trebuit. Câteodată pur și simplu nu ești pregătit să fii în punctul în care îți dorești. Iar asta, acest simplu fapt că realizezi lucrul ăsta, te va face mai motivat. Al cincelea lucru este lipsa unui plan. În fiecare zi îmi scriu pe ceva fiecare sarcină cu liniuță pe care o am de făcut în ziua respectivă. Asta poate m-a ajutat cel mai mult de până acum să mă mențin motivat pentru că îmi dă o țintă, îmi dă un scop precis și mă ajută să-mi organizez mai bine timpul. Dar ca să nu obosești prea mult, după fiecare sarcină bifată, relaxează-te și recompensează-te cu ceva. De exemplu, poți să te uiți 5 minute sau 10 minute la televizor sau pe YouTube. Și dacă alegi asta, nu uita să urmărești și celelalte videoclipuri ale mele, pentru că zic eu că sunt destul de folositoare pentru un adolescent. Al șaselea lucru care îți distruge motivația este un simplu eșec, cât de mic. Nu poți câștiga mereu, o să o dai în bară, o să ai și perioade proaste, face parte din joc într-un fel, dar tu trebuie să conștientizezi că este doar o perioadă și să nu crezi că va dura până la finalul vieții. Așa că folosește acel eșec ca să înveți ceva și să nu mai repeți aceeași greșeală de fiecare dată. Al șaptelea lucru sau lucruri pentru
că sunt două de fapt care distrug motivația, sunt lipsa somnului și alimentația proastă. Ca să nu te simți obosit, nu e necesar să dormi mai mult timp, ci să te culci și să te trezești la aceleași ore în fiecare zi. Trebuie să fie același interval. De exemplu, să te culci la 12 și să te trezești la 7. Dacă faci asta în fiecare zi, corpul tău se va obișnui și va deveni un automatism. De asemenea, mănâncă cel puțin un fruct pe zi și adu un bidon lângă pat sau lângă birou și de fiecare dată când îți intră în raza vizuală, bea apă. Și în final, al 8-lea lucru care îți distruge motivația este că asculți păreri neimportante. Nu lăsa pe nimeni să decidă pentru tine fără acordul tău. Decizia este în primul rând a ta. Criticile și toți cei care se îndoiesc de tine trebuie să te motiveze. De exemplu, eu când am pornit acest canal de YouTube, mi-au spus foarte mulți oameni că nu voi reuși să depășesc nici măcar 2000 de abonați. Colegii râdeau de mine și îmi spuneau că nu o să fac niciodată bani din asta. Unii profesori n-au avut niciodată încredere în mine că o să iau note mari nici la examenul din clasa 8-a, nici la examenul din clasa 12-a. Acestea sunt doar câteva exemple de oameni care s-au îndoit de mine și le-am dovedit că s-au înșelat. Și cred că e foarte important să te motiveze și pe tine și să nu te pună la pământ, pentru că doar tu știi de ce ești capabil. Sunt foarte curios să aflu pe tine ce te motivează, așa că scrie mai jos în comentarii. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să-mi dați un follow la EdiAdvice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Edi și până data viitoare, nu uita, pune eu în reușită, nu un rateu. Pa, pa!